Trei mehedințeni au fost reținuți pentru 24 de ore după ce ar fi vânat două specii de căprioare pe raza localității Husnicioara. Cei trei bărbați s-au folosit de arme letale, capcane, muniție, dar și de trei câini de vânătoare. Două căprioare au fost vânate în localitatea Husnicioara de către trei bărbați. Aceștia la fața locului au lăsat mai multe urme pe care oamenii legii le-au sesizat în timpul controalelor cu privire la respectarea legalităților activităților de vânătoare. După aflarea mai multor informații, chiar de la localnici, polițiștii de la arme au transmis caracteristicile autovehiculului colegilor din trafic care i-au oprit în zona localității Șimian. În urma controlului în mașină au fost găsite animalele vânate, arme letale, cartușe, capcane, dar și trei câini de vânătoare. Din cercetări a reieșit că persoanele vânuite ar fi efectuat activități de braconaj pe fondul de vânătoare de pe raza localității Husnicioara prin nerespectarea condițiilor înscrise în autorizația de vânătoare. Astfel, persoanele în cauză ar fi vânat o specie de interes cinegetic pentru care era interzisă vânătoarea la data efectuării acestei activități. În urma controlului efectuat în autovehiculul persoanelor au fost identificate două exemplare de vânat, trei arme letale, mai multe cartușe, capcane și trei câini de vânătoare. Cei trei bărbați s-au ales cu dosar penal fiind totodată reținuți pentru 24 de ore.